E ghenă de gunoi sau e parc? La știri la orei 21 vedeți în ce hal a ajuns unul dintre parcurile orașului, în care culmea s-a băgat și o mulțime de bani pentru modernizare. Pe final de campanie electorală, Ministerul Sănătății a actualizat lista pacienților care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau hepatită. Noutățile vi le spunem la știrile nopții. FC Botoșani va întâlni în ultimele partide din turul Ligii 1 echipele Pandurii Târgu Jiu, Steaua București și Viitorul Voluntari, meciuri care par destul de greu de câștigat. Care este obiectivul președintelui Consiliului de Administrație și când preconizează el să vină prima victorie în campionat, vedeți la știrile nopții din sport.